Bună dimineața! Din nou acasă? Da, dăm mâncare la pești. Eu am fost la cumpărături la prima oră, chiar în fața casei, când am ieșit cu mașina, patru polițiști foarte vigilenți au tăbărât pe, uitați-l pe Marcel, au tăbărât pe un domn care vindea cartofi din aceea prăjiți învârtiți pe un băț. Deci patru polițiști au tăbărât pe el. Era foarte, foarte periculos, polițiștii sunt foarte vigilenți. Dacă vindea cineva droguri, cred că vindea liniștit. Da, deci patru polițiști la un amărât de era tânăr, era mai mult copil. Vindea și el cartofi prăjiți și au tăbărât pe el. La festivalurile acestea ale drogurilor nu-i mai prinde nimeni. Da, sunt puțin revoltat. Adică, cred că aveau și altceva de făcut cu timpul lor, de polițiști, de milițieni. O să merg și afară să vă arăt. Am fost 3 zile plecat, să vă arăt în 3 zile cât gunoi s-a strâns. Dar acum să începem rețeta și imediat mergem și filmăm puțin și afară. Eu, cum am zis, am fost la cumpărături. Eu când merg la piață nu știu ce gătesc, dar mă inspir pe moment. Uitați ce am găsit. Am luat un pui din acesta micuț, fain frumos. De fapt am luat mai mulți, dar ceilalți sunt la congelator. Și o să facem un orez sârbesc cu pui. Am nevoie de ceva legume. Ceapă, morcov, ardei, tulpină de țelină. Am aici ceva hribi de la Marcel, hribi pe care i-am deshidratat. Orez, bineînțeles, și ceva stoc de legume. O să am și ceva verdeață, o să o punem la sfârșit. Cam astea sunt ingredientele. Facem un orez sârbesc cu carne de pui. O să iasă o minunăție. Se face și repede, este gustos. N-am mai făcut de mult. Am aici și un asistent. Haideți să ne apucăm. Haideți să vă arăt ce s-a strâns în 3 zile de când am fost în Bulgaria. Uitați. Acum să-mi spuneți dumneavoastră sticle, tricouri, pachete de țigări, șervețele. Să-mi spuneți dumneavoastră cine-i de vină. Turiștii care vin aici și aruncă totul pe jos. Autoritățile care se face un an și n-a mai măturat nimeni. Deci nu există curățenie în acest cartier. Nimeni, absolut nimeni, nu face curat. Uitați, acolo am un tomberon. Erau două, dar unul văd că a dispărut. Uitați ce gunoaie s-au strâns în 3 zile. Ce fel de oameni sunt aceștia care vin și aruncă tot din mașină? Bani se spală pe picioare pe aici. Este îngrozitor. Eu strâng. Uite acolo, 4 sticle de bere. Cola. Timbarc, șervețele, și-au făcut nevoile pe aici, nu pot să-mi dau seama. Ia uite. Uite ce-i pe aici. Ăștia-s turiști? Cine-i de vină când Bulgaria este atât, e lângă noi, e atât de curat și acolo, ați văzut, mai sunt oameni care aruncă pe jos, dar măcar se face curat. Aici toată lumea aruncă pe jos și nimeni nu face curat. Asta este cartierul. Uite și vis-a-vis. Ce gunoaie. E dezastru. Acolo dacă intri printre boscheți, te mănâncă șerpii. Da. Să tot locuiești în acest cartier și să primești turiști. Astea sunt legumele pe care o să le folosesc. Vă arăt și cantitatea. Am o tulpină de asta de țelină, 2 morcovi medii, 2 cepe medii, un ardei capia, folosesc și frunzele de la țelină, iar aici am hribii deshidratați. Ăștia sunt mai aromați ca orice ciupercă din comerț. Le toc și ne apucăm de rețeta. Am tăiat legumele, țelina, ceapa, ardeiul capia, morcovul,
ciuperci s-au hidratat, aici am frunzele de la țelină care o să le pun mai târziu. Nu vă mai recomand tai pentru că nu e nimic deosebit. Marcel se urcă pe mine. Încă o dată repet, uitați-vă la cei mai cunoscuți vloggeri în ale bucătăriei și o să vedeți că au aceleași filme, au filmat când taie ceapa, când taie ardeiul și ei le pun tot timpul pe aceleași. Deci repetă, au un film și îl repetă. Ardeii mei, uitați ce fain s-au făcut. Peperoncino ai mei. Am această plantă, cred că de 4 ani. Iar o țin în casă și tot timpul face ardei. Foarte mulțumit sunt de pentruța mea. Acum o să tăiem puiul pe din două și îl punem la prăjitură. Asta este puiul meu. Frumos, galben, grăsulean. Încalașă pe el. Pentru că este mic, eu îl tai pe din două și îl pun întreg. Pe din două, adică îl dețeam. Atât. Îl apatizăm. Și așa intră la tigaie. Mă o să spart puțin. Îl șterg cu un șervețel bine, bine, bine și revenim. Tigaia pe foc. Între timp s-a pornit și vântul. Tot anunță că plouă, dar sunt mici șansele. Totul este prăjorit. Aici n-am mai plouat de nu mai țin minte când. Deci că suntem în zona deșertică. Puțin ulei pe fața soarelui. De măsline de care aveți. Dar aici merge foarte bine acesta de fața soarelui. Lăsăm să se încingă. Uite ce s-a pus un. Puiul l-am prăjit așa întreg. O să dea mai bine pe în farfurie sau pe platou. Aici sunt două porții mai mult decât generoase. Puțină sare. Și îl prăjim bine. Puiul meu s-a prăjit. Nu trebuie nici făcut complet pentru că o să se fiarbă împreună cu orezul. Uitați cât de bine arată. Ăsta e bun așa. Cu niște mușdei pe el, lasă la năbușit vreo 5 minute și după aia când mănânci un copan e ce trebuie. Dar tot încet acum. Așa, cum cu el. Când departe. Vă de bine arată. Și în același ulei punem legumele. Țelina, morcovul, ceapa și tapia. Ceva sare, piper, le cărim puțin împreună. Ce culoare, ce bine miroase. Pun și ciupercile acum. Poate vine ploaia, ce bine ar fi. Legumele sunt aproape călite. Acum pun și orez. Eu măsor, am pus două cești. Asta am pus și eu puțin.
Am călit puțin și orezul. Acum pun supa mea de legume. Era bună o supă de pui, dar nu am. Eu pun la o ceașcă de orez cam 3 cești jumătate de lichid. Uite așa. Pun și o foaie de tafin. N-am rezistat, am băgat și vreo 2 ardeiuți din aceea peperoncino. Dar e o mâncare simplă, se face doar cu sare și piper. Acum intră și piesa de rezistență, puiul meu. Aici. Vai de mine, de mine. O să pun un capac și la foc mic lăsăm cam jumătate de oră. Începe să fiarbă. Acum o să pun și frunzele de la țelină pentru un plus de aromă. Uitați-l și pe Zoro. Marcel e la picioarele mele. Borcea n-a mai venit de vreo 2 zile. Ca să fie treaba clară, uitați, motanul Marcel s-a urcat pe o cutie de centrală motan. I-am făcut și o poză în poziția asta. Cine-i motan? Cine-i motan mai aici? Cine? Ia uite. Golan. E puțin somnic. Zoro a văzut că Marcel este motan și a venit și el. Cu greu îi mai deosebesc. Le-am luat și zgârtițe. Au fost și la doctor, cum îi prind pe ceilalți, o să meargă și ei. Ia. Uite unde dormi, pe o cutie de centrală. Lasă-l mă în pace. Lasă-l în pace, băi. Băi. Ziua, Marcel. Nu te lasă asta, asta e nebun. Doi motan pe o cutie de motan. Cât de bine arată și cum miroase. O bunătate o să iasă. Abia aștept. Gata, orezul meu sârbesc. Încă mai are puțină zeamă. Eu l-am lăsat cam 25 de minute, a fost gata. Acum îi pun capacul. El încă se mai face, absorbe sosul. Îl mai las așa 10 minute să-și tragă sufletul și punem în farfurie. Uitați cât de bine arată. Wow! Am scos puțin puiul. Acum să pun ceva verdeață. Mărar și păcunjel. Să pot să amestec. De-aia am scos puiul. Ce culori. Și mai las puțin la capac. Încă 5 minute. Am pus într-o farfurie ceva mai mare. Orez sârbesc. Acum venim și cu puiul. Uite așa. Ce bine arată. L-am pus eu cam drept, dar merge. Încă puțină verdeață.
roșii, puteți mânca cu murături, eu o să mănânc acum ceva roșii de sezon. De aici, de la mine, din grădină. Foarte gustoase. Uite așa. Vă spun, cred că este cel mai bun pilaf care l-am făcut până acum. Trebuie neapărat să încercați. Mai las un minut să răcească și vreau să și gust. Cât de bine arată. Gata. Uitați cât de fain s-a făcut orezul. Este delicios făcut așa. Este delicios. Unii prăjesc puiul separat. Dar e păcat, acolo e tot gustul. Prăjiți legumele în uleiul care s-a prăjit puiul. Nu te poți opri din mâncat. Extraordinar. Ia uite-l. Mâncarea așa pe el de pui. Asta este o pește în gură, vă dați seama. Ia să. Am luat o gură pe tot copanul. Vai de mine, ce bun este. O mâncare simplă, ușor de făcut, extraordinar de gustoasă. Asta, cu mâncarea asta nu dai greș. Place oricui. Eu vă mulțumesc. Să încercați. Vă spun poftă bună, la revedere și nu uitați, ținem legătura!